Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, a plecat să cânte îngerilor după ce a suferit în februarie o operație pe creier. Nicu Covaci a pierdut lupta cu boala la 77 de ani. În semn de respect pentru cariera sa care a lăsat urme adânci în muzica românească, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunță că trupul artistului Nicu Covaci va fi depus la Filarmonica Banatul din Timișoara pentru o ultimă întâlnire cu fanii lui, cu toți cei care l-au iubit ca om, ca artist. Nicu Covaci va fi depus la Filarmonica Banatul din Timișoara, bulevardul Cede-Loga numărul 2. Programul pentru public, pentru cei care doresc să își a rămas bun de la marele artist și cetățean de onoare a orașului, va fi marți, 6 august 2024, între orele 11 și 20 și miercuri, 7 august, între orele 9 și 17. Conform dorinței celor apropiați, ceremonia de înhumare va fi privată, accesul în filarmonică se va face pe intrarea principală și va urmări fluxul indicat în interior pentru a evita. La blocajele. Mulțumim administrației municipiului Timișoara pentru sprijin. Transmite primarul Timișoarei, Dominic Friț.